Bine ați revenit la întâlnirea cu știrile Cinformi. Consiliul de Ministri italian a aprobat recent al doilea pachet al siguranței prezentat de ministrul de interne Roberto Maroni. Pachetul conține, printre altele, măsuri referitoare la expulzarea forțată a cetățenilor comunitari, precum și posibilitatea de repatriere pentru prostitutele din stradă. Pachetul cuprinde o lege și un proiect de lege. În special, guvernul a introdus o penalizare care este o invitație de a părăsi Italia pentru cetățenii europeni care au locuit mai mult de 90 de zile fără a avea un loc de muncă, venituri și locuințe adecvate. Dacă această cerință nu este respectată, a spus ministrul de interne Maroni, este prevăzută expulzarea cetățenilor comunitari pe motive de ordine publică. Aproape unul din trei muncitori care mulge laptele pentru a produce parmigiano reggiano este indian, în timp ce în Abruzzo 90% din păstori sunt macedoneni. Muncitorii migranți sunt de asemenea prezenți în număr foarte mare și la recoltarea merelor în Val di Non sau în producția de șuncă de Parma, a mozzarelei Bufala și a recoltării strugurilor pentru Brunello din Montalcino. Datele provin de la Coldirete, care subliniază că în agricultură există circa 95.000 de contracte de muncă încheiate cu cetățenii din afara Uniunii Europene. Cele mai reprezentate naționalități sunt albaneză, marocană, indiană și tunisină. Pentru promovarea repatrierei voluntară asistată în Italia au fost alocate aproximativ 2 milioane și jumătate de euro. Banii provin din Fondul European de Repatriere, gestionat de către Ministerul de Interne în cadrul programului anual 2010. În special, Ministerul a adoptat 5 anunțuri publice pentru selectarea de proiecte eligibile pentru finanțare. Decretul privind publicarea anunțurilor, precum și cel de distribuire a resurselor fondului, vor fi publicate în Monitorul Oficial. Instituțiile interesate vor putea prezenta proiectele lor folosind procedura electronică între 1 decembrie 2010 și 31 ianuarie 2011. Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul www.interno.it. Cetatea Europa a limitat dreptului de azil este titlul unei inițiative organizată de Asociația Limen în colaborare cu Cinformi, Centrul Astale și Fundația Casa de Risparmio di Trento și Rovereto. Evenimentul va avea loc la Trento în zile de vineri, 19 și sâmbătă 20 noiembrie. Scenariul geopolitic actual, cu referire în special la teatrul din Marea Mediterană, afirmă promotorii, necesită de o reflecție cu privire la posibilitatea reală de a se bucura de drepturile de azil prevăzute de normativa internațională. Mai multe detalii privind inițiativa pot fi găsite pe site-ul www.cinformi.it. Și suntem la sfârșitul acestei întâlniri. Tuturor vă dorim o săptămână bună și senină în continuare. La revedere!